Mulțumesc foarte mult, Justina Bandol. Și acum, George Bonceanov, care nu mai are la dispoziție decât 6 minute. Atunci când Denisa Comunescu m-a invitat la acest eveniment, știam că decizia o capetă, pentru că de 13 ani în coace, raftul Denisei domină piața literară în ceea ce privește traducerile de bună calitate. Paul Samuiter este unul dintre cei doi mari scriitori afroamericani ai momentului, scriitori americani de culoare, mulți premiați, unul dintre ei a avut în scrieri lui un tot mai glumeț, a aruncat mai spre graniția Yves și Petrov sau Mark Twain. Paul Samuiter este un autor mai grav, de factură mai serioasă. Îi place să-și construiască intrigile foarte complicate în jurul mișcării. În romanul tradus anterior aveam mișcare pe orizontală, niște tuneluri subterane, acum ne poate are și într-o lume tunelară pe verticală. M-am uitat pe coperta 4, în timp ce citeam romanul, am văzut comparația cu Catch 22 lui Joseph Heller, via lui Thomas Pynchon și romanul lui Toni Morrison, ochiul cel mai albastru. Mărturisesc că n-am citit-o pe Toni Morrison. Heller îmi este foarte familiar. Comparația cu Joseph Heller probabil se susține prin impactul pe care l-a avut romanul de debut, unul dintre romanele de debut care lasă o urmă foarte adâncă în literatura contemporană. Este o narațiune, acum vorbind așa ca de la catedră, este o narațiune scrisă din perspectivă omniscentă parțial. Acțiunea este focalizată pe personajul principal, pe eroina care trece prin tot felul de aventuri. Este un roman noir, am regăsit foarte mult din atmosfera romanelor de Raymond Chandler, am uitat și al Hamlet, o lume întunecată, o lume a mașinaților, o lume a concurenței de loială, o lume controlată de mafia, o lume a subteranelor, o lume a tenebrelor, căreia cu greu te poți sustrage. Este un roman cu torturi, răbiri, scene de filaj, tot felul de teorii ale conspirației, foarte mult mister, un roman cu foarte multe enigme, ca și de al lui Thomas Pynchon, dar un final dătător de speranță. Spre deosebire de Thomas Pynchon, Paul Samuiter e două finale care sperăm că lucrurile vor merge pe un plăcaș bun. Deci aș vrea să închid și aici este marea bombă și marea mea descoperire personală cu care contribui la acest eveniment. Pe mine m-a mirat faptul că lipsește din lista de autori cu care este comparat Paul Samuiter, lipsește Philip Roth, pentru că acest roman are foarte multe elemente în comun cu celebrul roman al lui Philip Roth, marele teatrul aspirant la Premiul Nobel, romanul The Human Stain, care a fost și ecranizat cu Anthony Hopkins în rolul principal. Și trebuie să vă spun că spre marea mea uimire am aflat că Philip Roth și-a scris Capodopera la un an după Paul Samuiter. Și dacă nu ar fi existat acest roman, nu ar fi existat nici ideea care l-a dus pe Philip Roth la scrierea Fetei Umane. De fapt, este vorba despre cariera formidabilă a unei mari personalități și într-o domeniu de activitate care își reneagă apartenența rasială, fiind născut dintr-o combinație de mama negresă, tată rad, el are trăsături de alt și pentru a nu-și compromite cariera într-o lume segregaționistă și care negrii sunt practic ținuți în darul avelea, fără a-i se permit accesul la toate domeniile cuvenite, el își tăiește întotdeauna rasa biologică și, de fapt, aici cred că este marea viza romanului și este tema pe care a dezvoltat-o ulterior. Philip Roth, într-un roman, oarecum, mă rog, și ușor inclusivor, spune Philip Roth. Aici avem o carte de aventură de mare suspans și cred că demonstrația este mult mai convingătoare.